Justiției confirm primirea motivării avizului CSM pe cererea de revocare a sublinierei DNA. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat vineri ce hotărârea numărul 52 din 27 februarie 2018, privind avizul consultativ pe cererea de revocare a sublinierei DNA, a fost motivat sublinierei înaintat decidenților pentru a dispune măsurile legale. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a confirmat pentru Stiripesurs.ro.ce a primit motivarea CSM. Deocamdată, ministrul nu a făcut alte comentarii despre documentul care urmează să fie făcut public de CSM. Tudorel Toader a anunțat pe 22 februarie ce a formulat o cerere de revocare a Laurei Codruca Covesi din funcția de procuror sublinierei al DNA. Pe 27 februarie, secția de procurori a CSM a dat un aviz negativ pe solicitarea ministrului. Presubliniere dintele Klaus Iohannis este cel care urmează să ia decizia final cu privire la acceptarea sau refuzarea solicitării formulate de ministrul Toader.